telefon să filmez cât e. Dar mereu sunt, mă. Dar acum s-au multiplicat. Și cam așa vine toată șmecheria, vezi? Mă ții așa și dacă am sală, nu pot să o țin așa, înțelegi? Pentru că efectiv mă doare mâna și am chestia asta ca să văd. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Dimineața asta în care, bine, l-am mai făcut de vreo două dimineți, îl avem și pe Șuco, să spun că știți. E omul de pe stream, Skype și toate posibilitățile. A venit pe la noi să stea câteva zile. Se pare că îi place pe aici, nu-i așa? Da, este foarte amuzant și recomand tuturor să mai treacă din când în când prin zona asta dacă au ocazia. Și eu vă recomand. Este un loc minunat. Dar nu vă spun unde stau, bine, probabil v-ați dat deja seama, da. Deci eu nu zic că... Na. Nu dați cu pietre în geam, am gratis, da. Nu dați cu pietre în geam, că asta e singura regulă. După ce filmăm chestia asta, îi arătăm lui Șucu cum e cu alergatul pe aici, probabil să filmești atunci, pentru că e o chestie destul de mare pe care o alergăm. Dacă sunteți de pe aici, știți că e fix dintre poduri distanța și e ca un cerc. Subiectul de astăzi și legat de fanarturile alea care mi le-a trimis, o să le pun doar în chestiile cu outlets deocamdată, pentru că nu sunt extrem de multe și n-are rost să pun în fiecare chestie în caz că n-are logică, așa că pun în outlets unde e foarte frumos la început, ați văzut dacă v-a plăcut. În episodul 2 am pus primul fanart așa la început. Acum, subiectul care era pentru astăzi, care să aibă și legătură să poată discuta și Șuco, sunt desenele copilăriei. Poți că se zice un domn. Și putem spune despre desenele copilăriei. Care au fost desenele tale preferate când erai mic? Păi, dacă stau să mă gândesc bine, eu n-aveam teoretic niște desene preferate. Eu, marea majoritate, cât timp aveam un plot interesant, o animație interesantă, să se vadă că au pus suflet și muncă în ele. De exemplu, dau un exemplu acum, să n-aruncați cu pietre, mi-a plăcut mult Galactic Football, fiindcă... Deci mie mi-a plăcut Galactic Football? Da. A fost frumos că era povestea în afară de fotbal. Era motivațional și în plus mă determina mereu să joc fotbal și na, mi-mi plăcea și fotbalul, deci vă dați seama. Îmi mai plăcea, dar un alt exemplu, viața cu lui, n-avea... Ala a fost când eram eu mai mic, nu îl țin minte foarte bine. N-avea o animație fantastică, deși tipul punea suflet în povestea sa și în trăirile sale, se vedea că, bă, ce are acum. Dar nu pot să mă lungesc, fiindcă vă dați seama, încerc să fac scurt și bănesc că Dara n-are 1000 de ani. Nu, că n-am 1000 de ani, n-am 1000 de mâini, eu tot încerc să schimb mâinile, că... Hai să începem, poți să o sfeci, ca să vedeți și voi mai exact cât trebuie să alergați. Dacă ați vrea să veniți pe aici, e primul lucru care îl face test de rezistență. Uite, alergați căcatul ăsta, v-am mai arătat. Alergați toată chestia asta. Și pe acolo, și pe acolo, și pe acolo, și aruneți de unde-ați pornit. E un cerc. Acum hai să vedem ce desen am eu preferat. Hai să ne așteptăm și pe banca asta. E frumoasă banca. Extrem de frumoasă. Ca să pot să țin doar camera... Ca să țin camera pe picior, că mi-e mult mai ușor așa. Desenul meu preferat, nu pot să spun că am avut un preferat, dar... În special, așa pot să spun că mi-a plăcut Curaj când e fricos. Da, și pentru că a fost, într-un fel, era fucked up, dar era șmecher, adică te învăța mai multe căcaturi, te învăța de toate, nu știu. De exemplu, era episoade în care era fricos și, practic, își învingea frica și făcea ceva cu chestia aia, sau îl făcea în avantajul lui doar ca să salveze familia care nici măcar nu-l iubea, adică, nu știu, mă refer la, mă țineți din episodul ăla în care era o baltă în covor, pentru că plângea Muriel și s-a făcut acolo, era un monstru al mării sau ceva în genul. Și știi, era un fel de sirenă, dacă pot să o relatez cu ceva, și lua pe Eustache și l-a luat acolo la ea în castelul de pulă, nu știu. L-a luat acolo în castel și îl ținea acolo să-l mănânce, știi? Cât porn. Da, practic îl seducea și chestiile astea. Și după aia, Curaj, chiar dacă... Nici măcar nu-i păsa de Eustache, adică Eustache, ai văzut că îl bătea și chestiile astea, îl lasă luat, adică nu știu. Și avea metode, adică cel puțin episodul ăla, ăla e unul dintre episoadele care m-a marcat. Și mai erau niște episoade care, cred că au apărut o singură dată și după aia n-au apărut, nu știu. Era episodul ăla care era un...
un fel de vierme mare roșu care cânta. Avea un singur roc și ea era femelă, nu știu. Mi-amintesc ceva, dar vag. Cred că știu când era referință la opera cu Carmen. Da, cred că așa se numea, Carmen. Da. Așa, nu știu, era foarte straniu chestia aia, adică nu știu. N-am văzut o singură dată, sau mai era cu pisica aia roșie, care nu știu cum o cheamă. Cats. Da, avea pâine genia. Țin minte că am mers la hotel sau ceva în genul și ăia s-au dus în camera de hotel, nu știu ce, și pe curaj l-au lăsat afară la ușă, l-au legat cu lesa de ușă. Și după aia au lăsat ce oameni. Și după aia au lăsat o să-l vedeți pe un nene în spate imediat. I-au lăsat pâine genii. Au pus niște pâine genii pe el și erau foarte nașul pâine genii. Adică, nu știu, animațiile de la desenul ăla mi s-au părut geniale, că erau transformările, gen, știi, scoți o Nicovale din buzunar și chestiile astea. Erau animația old school. Nu știu, ce desen. Așa zis tipul, era specializat pe comedie. Și în același timp le adapta încât să fie pe înțelesul copiilor și în același timp să nu fie prea înspăimântătoare. Deci credeți-mi că chiar și așa ne atingeau cumva corzile de frică. Sau mai era episodul ăla când s-au întors în timp cu bananele și maimuțele, ăla chiar nu l-am văzut. Deci, adică nu ți-mi minte de să-l fi văzut mai mult deodată sau dacă l-am văzut mai mult deodată nu era tocmai, nu știu, nu era tocmai legit. Sau, dar bănuiesc că, scuze dacă ți-am zis așa, dar n-am obișnuit și îți dai seama. Fac pareu că ai văzut ca și mine niște desene educative. Da. Erau și cu tona, că asta mai apreciam la ele, pe atunci era o tonă de referințe și mesaje pozitive. Nu ne place Violeta. Nu ne place Violeta. Eu măcar n-am văzut, am văzut doar o secvență, era parodia la Nutella, ceva gen. Așa și am auzit și am văzut tot felul de... Adică nu știu, când vezi haine, Violeta și chestii, nici... îți dai seama ce era acolo. Adică, nu știu, pe vremea Hanei Montana era o chestie și încă sunt chestii cu ea. Mai bine zis, perioada lui Violeta. Da. Nu știu ce e așa special la ea, dar presupun că e un fel de... Nu știu, zici că e o telenovelă pentru copii. Adică, știi? Vezi, piților că pe spaniol. Nu, e telenovelă pentru copii, adică e practic telenovela care se uită toate mamele și bunicile și oamenii de pe pământul ăsta pe Acasă TV ca să-și facă și aia ratingul, cum acum e, ce naiba e? Mai multe emisiuni. Nu știu, e acum ceva pe Acasă TV care e mai cunoscut. Spuneți în comentariu dacă știți, că sigur știți că și mama voastră se uită cel mai probabil. Sau bunica. De exemplu, mă exasperează cu telenovelele turcești. Hai de capul. Păi da, alea sunt toate. Toate lumea telenovelele turcești sunt. Ce mai era special? Regele Șaman. Regele Șaman. Foarte frumos. Dar teoretic, știi că nu erau, adică bine, știu, toți sunt desene, dar erau anime, nu desene estice, dacă ar fi să zic așa. Da. Deși da, e dreptate, tot desene se începa, la mea, dar au fost super. E un nene care o să treacă pe aici să fie ceea ce în ce pula mea fac ăștia. Nu știu când sunt sigur e una, dar așa că este mai mult. Nu prea mai contează. Oricum am obișnuit deja să țin camera și nu prea mai îmi pasă dacă știe sau se vede. Nu se uite cineva, dar ideea e că Regele Șaman, știu minte că m-am uitat de curând la toată seria din nou, sau cel puțin au ajuns pe la departe, când au ajuns la turneu acolo, când erau deja în satul ăla. În fine, satul Bobby? Da, când, deci practic, nu știu, la și ăla era educativ, dacă stai să te gândești, adică după ce că era un fel de anime, era educativ din mai multe puncte de vedere, adică era străduință, muncă și chestii astea, știi, motivaționale. Era așa amuzant pe aici, pe acolo. Ții minte că desenul mi-a dat un tic, adică nu știu când mă uitam la televizor când era mai mică. Când era mai mică? Nu, mă uitam la el și habar n-am de ce mi-a venit să clipesc într-una. Adică făceam așa într-una și dacă faci așa chestia asta într-una, adică dacă clipești intenționat, nu mai poți să te oprești de înclipit. Și ții minte că am luat cu ticul ăla o groază de timp. Și doar din chestia aia, nu știu de ce mi-a venit să clipesc. Ținte că era o secvență cu ăla, cum îl cheamă? Fratele lui Yoh. Hao. Ținte că era o secvență cu el când era atunci copil și venea spiritul ăla mic roșu și era chestia când zicea trebuie să-i omorâm pe amândoi pentru că nu știm care dintre ei o să fie rău și când a venit ăla să-i omoare, atunci e prea târziu și a venit și s-a făcut roșu pe acolo și a venit Flame, căcatul ăla, știi, spiritul ăla, da, și l-a luat pe Hao în brațe și a început să râdă. Și a rămas doar Yoh și practic n-avea ce să-l mai omoare pe Yoh.
În același timp, practic, a făcut un bine și un rău, știi? Adică a fost unul bun și unul rău. Și, practic, se anulează unul pe altul. Nu mai știu cum s-a terminat episodul, adică... Ele, teoretic, nu au avut final, păi fiindcă da. Trebuia să continue. Dar atât îmi amintesc că ei au rămas în punct în care erau ei în sat, se băteau contra lui Hau, că era în forma aia uriașă, că l-a înghițit pe regele spiritelor, după care totul a venit. Era de gold, era de gold. Da. Adică era, știi, spiritul era roșu și după aia, după ce a mâncat căcatul ăla, era un turn mare de energie. Regele spiritelor. Așa, era gold. Și într-un fel, Ioch n-a făcut nimica. Nu știu, păi, știu că Ioch pierduse și după aia au început să se roage ăștia la Dumnezeu. A. Și au strâns căcat, s-a umplut un copac mare, s-a strălucit și după aia l-a făcut Ioch mare cu Amidamaru mare, da. De tot și au început să se bată cu ăla. Da. Dar nu mai știu ce s-a întâmplat mai exact. Păi, știu că l-a combătut cumva, eu din ce am înțeles acolo, după care toți au plecat din satul ăla. Uitați-o fată, uitați-o fată. Mă uitam după buscul ăsta. Așa, mă întorc la voi. Deci, știu că devenise mare și forțos un samurai sexy acolo, mă rog, l-a combătut pe spiritul ăla galben. Nu știu, de aur vorba ta, că era... Nu știu dacă avea nume. Avea cea cu tâs, oricum avea cap de avion, adică avea aripi. El avea cap de avion. Dar îmi plăcea design. Da, chiar îmi plăcea, era masiv și frumos. Și era și țigan, că dacă stai să te gândești, era singurul care avea spiritul mare față de ceilalți. Și mereu era cu trei chestii înainte, gen, știi că la început își băga spiritul în într-un totem, după aia din totem în sabie, după aia a învățat să și-l scoată, după aia a învățat să și-l metamorfozeze așa, după aia a făcut, nu știu, a învățat de-alea lovitura celestă și căcaturile astea și după aia a învățat să-i facă gen, să-i poate fi palpabil, adică poți să te faci mare, să stai pe ei sau ceva în genul, știi? Dar... I-a făcut în timp, dar nu înțeleg de ce, că practic i-a făcut mari, dar știi că consuma furio cu mult mai mult și chestiile astea. Da. Și de ce să-l faci mare? Adică, știi minte că la un moment dat și-a făcut sabia mare de tot, a început să taie pe acolo și după aia la sfârșit, oh, nu mai am furio, s-a rugat aia la Dumnezeu și a crescut dita mai pula. Fix așa a fost. Da. Mie atât îmi pare rău, ei aveau niște tehnici mai deosebite pe aici pe acolo, pe care nu le-au mai inclus mai încolo, dar habar n-am de ce. Da, nu. Am știi, înțeles că cu e desen... avalanșa și cu scutul ăla. Da. Dar am înțeles că acum e manga, adică e... Da, manga. Dar e un căcat, adică știi, noi care se uită la desenul nu vor să mai citească în continuare, adică... Și din ce am înțeles, scuzați-mă dacă vă dau un mic spoil, adică bine, nu o să vă influențez, zic doar atât, că ce vedeți în desenul animal la partea cu ăsta, Faust al VIII-lea când se bate cu Ioch, diferă în manga, atât zic, da. Mai mult că nu vreau să vă dau, nu știu. Iar chestiile alea cu tortură și oase și nu? Mm-hmm. Știți că atunci când Faust băga mâna prin ei și zicea că îți iau chestii și umbla prin ei și zicea și l-au prins pe Morty de o chestie și Ioch era acolo cu, era distrus acolo în ploaie și zicea te salvez eu Morty și nu mai știu ce mai exact s-a întâmplat. A venit Aolen și l-a ajutat, adică a venit Aolen cu căcatul lui Bason, cu calul. Și când și-a făcut ăla armata de schelete într-o formă de-aia, era nenea ăla Silva, care se uita la ei și a zis că gata, a pierdut meciul. Nu știu ce, și practic a pierdut meciul, dar după aia o tăiat ăla scheletul și a pierdut tot Furiocul și a murit și ăla și practic a fost remis sau cea în genul că au rămas amândoi fără Furiocul în același timp, că asta era regula, cine rămâne primul fără Furiocul. Și așa era și la lupta cu Taolen. Dar după aia Taolen s-a împrietenit cu ei și în fine, așa nu știu ce, și cu Faust i-a promis Ana că îi aduce pe tanti aia înapoi și așa suddenly s-a făcut bun. Aia a fost cel mai mare fact up. Ana mă speria cel mai tare de acolo, că era ceva gen... Dar n-avea țâțe, a zis că era animal fără țâțe, adică... Da. N-avea țâțe și totuși era sexy, adică nu era, nu știu... Era ce dacă n-aveai de ce să apuci problema. Da. Păi și cam atât cred că avem de spus. De care de desene. Dacă aveți și voi desene preferate, nu uitați să le spuneți în comentarii. Dați like, subscribe și toate prostiile postibile. Prostiile postibile. Și nu uitați să lăsați subiectul următor în comentarii despre ce o să vorbim data viitoare. Și probabil o să vă arătăm cum fugim. Mai filmez din când în când când stăm în mijloc, că mai putem chestia asta. M-am arătat-o. În episodul următor. Ar băga King out. Fă-i tu outro, bagă mâna în cameră efectiv. Bye bye. Ce te dai? Ce să dai turi? În afară de asta, știi că îi povesti pe aia care fac jogging, că tot dă din mânuse așa. Și că tot...
Bună ziua, domnilor și domnilor. Astăzi o să ajungem afară imediat. Ideea e că un băiat vrea să apară în video. Șucu, dacă îl știți de pe Skype, Twitch și toate prostiile care am mai jucat. Și a venit la mine. Ne-am întâlnit pe YouTube, o poveste destul de frumos, am să comentăm. Ce faci, Șucă? Așa.